Salutare, dragi filmofili, cum este Eddie, bine ați venit pe canalul meu. Da, avem o noutate. Și cu voiajorul ăsta pe aici. Abonații vechi, poate vă mai aduceți aminte de aceea solzată de mi se prăbășise mie prin porumbei. De tot ce ați văzut că e standard. Da, mă rog, nu era standard, era curcitură, clar. Afară este un timp super nașpa, probabil și auziți că tună. Da, intru eu frumos în volieră, pe lângă faptul că am găsit barca că se bătea cu ăsta. Unul l-am aruncat, că nu mai era bun de nimic. Ăsta așa rămâne. Focus. Da, nu dă focus. Dar nu focusează, mă rog, se vede un pic. Deci, cam așa arată. Da. Focusul camerei. Mă rog, oricum, puișorul se simte înăuntru. Acum sper să-l scoată măcar pe ăsta și ca tâmpitul ăla de barcă să nu se mai ducă peste el. Deci va de treaba lui. De ouăle lui. Da, mă. Și l-am găsit pe ăsta pe lângă jucătorul ăla, pe acolo, pe unde e jucătorul ăla. Da. Și l-am văzut imediat că bă, stai așa, că ăsta nu e de-al meu. Și când i-am văzut capul, dita mai capul, puteți observa cât a capul are față de ăștia ai mei. Da, deci observați că are dita mai cap. Mi-a dat seama, imediat. Da, e clar, e ăla. E vânătul ăla. Da. Acum o să vă întrebați ce o să faci cu el. Nu o să fac nimic cu el. O să-l las liber. Treaba lui ce face. Dacă vrea să rămână aici, foarte bine. Dacă nu, tot la fel. Teoretic am crezut că l-a luat Tulio sau s-a întâmplat ceva cu el. Dar practic, eu cred că n-are nimic. Cine știe pe unde o fi nimerit de a stat închis la cineva. Mă rog, zic și eu acum, habar n-am. Ori, acum și-a adus aminte de voliera asta și s-a întors pe aici. Da. Acum vedem care e treaba. Să vi-l prezint un pic, să zic așa. Da, mi-e place foarte mult ochiul lui. Hai că măcar ochiul l-a focusat. Deci da. Este porumbel frumos, ce să zic. Mai că nu știu cât de curat poate să fie. La cât a capulare, acum cei care o prinsesc la voiajori puteți scrie în comentarii. Eu v-am zis, sunt cam paralel cu voiajorii. Nu mă pricep foarte bine la voiajori. Da. Aripă frumoasă. Dar numai că nu are inel. Acum, na. Na, v-am spus. Sunt cam paralel cu voiajorii. Masculin frumos, ce să zic. Acum, na. Toi, mă. Nu știu pe unde a stat. Nu știu la cine a crescut, la cine a fost scos de n-are inel. Da, na. Bă, în rest, ce să vă zic. Cam atât cu clipul ăsta, că afară îți Johnule plouă și probabil mă aud și nașpa, așa că ajunge. Da, deci, până la următorul videoclip, cum a fost Eddie Pigeon, eu m-am dus. Salut!